Începutul verii și Ziua Internațională a Copiilor au fost marcate la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga printr-un recital de pian și poezie. Frumoasa surpriză pentru angajații spitalului, dar și pentru toți părinții și copiii, a fost prezentată de către eleva clasei a doua din Școala de Arte Alexei Stârcea, Martina Meola. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce faceți. Voi ați fost primii care faceți și faceți în continuare față la această grea și complicată pandemie. Iar cu ocazia zilei de 1 iulie, ziua tuturor copiilor, vreau să felicit toate mamele și toți copilașii. Iar ca să vă susțin și să vă încurajez puțin, am să vă dedic un mic recital de poezii. Nu e lume mai frumoasă cum e cuibul părintesc, unde eu trăiesc și cresc. Mama, tata și bunici, eu și frățiorii mici, toți aici suntem uniți, bucuroși și fericiți. Casa mea și-n somn o știu, orice colț pot să-l descriu. Când pășesc al casei prag, tot ce văd în ea-mi drag. Parcă-s dintr-un basm vrăjit, toate-mi spun bine ai venit. Câte ceva despre carte și cărți. Dragii mei copii deștepți, înțelegeți bine foarte. Una este să ai cărți, una este să ai carte. Însă, pe de altă parte, dragii mei copii deștepți, cine vrea să aibă carte, trece mai întâi prin cărți. După recitalul de poezie, a urmat și cel de pian. Colectivul spitalului a fost plăcut surprins de evenimentul organizat. Îți mulțumim ție că anume în această zi, în ziua a voastră, a copiilor, tu ai venit să ne aduci această bucurie, să ne aduci emoții pozitive, să ne întorci și noi un pic în copilărie. Cei care sunt mai mărișori, deja ne gândim și noi la copiii noștri, care sunt mai mici, care sunt mai mari și mai mare bucurie decât să ne gândim la voi, să vă vedem cum creșteți, să vă vedem cât de fericiți sunteți, cât de talentați sunteți. Cred că mai mare fericire nu este pentru noi, pentru părinți. Îți mulțumim din suflet! Minunii din copii! Noi am venit să vă spunem mulțumesc mult pentru munca care puneți zi de zi, pentru implicarea dumneavoastră și în perioada aceasta așa de grea, că noi vă simțim întotdeauna susținerea, noi simțim toată căldura sufletească care puneți și avem toată încredere în dumneavoastră. În acest context aducem mulțumire participanților la eveniment și organizatorilor și felicităm toți micuții și părinții cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor și le dorim multă sănătate. Și...